Vineri 8 octombrie, în jurul orei 20:30, s-a înregistrat un puternic incendiu la o locuință din satul Ceacu, comuna Cuzavodă. La fața locului s-au deplasat pompierii militarei detașamentului Călăraș cu 3 autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta violent, cuprinzând întreaga locuință. În urma incendiului, un copil în vârstă de 1 an și 8 luni și-a pierdut viața. Pompierii au reușit să stingă focul după 1 oră și jumătate, înregistrându-se pagube materiale în valoare de 50.000 de lei. Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții ISU Barbu Știrbei Călăraș, cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit electric. Primărița comunei Cuzavodă, Monica Ceaușescu, a făcut apel la persoanele care au posibilități materiale sau financiare să ajute familia rămasă pe drumuri. Crucea Roșie Călăraș a răspuns apelului și va asigura îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toți membrii familiei, mobila necesară pentru mobilarea noii locuințe și alimente neperisabile pentru o perioadă de 4 luni. În seara zilei de 8 octombrie, în jurul orei 20:30, pompierii militari din cadrul detașamentului Călăraș au fost solicitați să intervină pe raza comunei Cuzavodă, în localitatea Ceacu, la un incendiu de locuință. La fața locului, incendiul s-a manifestat foarte violent la nivelul întregii locuințe, acoperișul în proporție de 80% arzând. S-a intervenit aproximativ 1 oră și jumătate, iar din nefericire, în acest incendiu și-a pierdut viața și o persoană, mai exact un copil de 1 an și 8 luni. În ceea ce privește cauza probabilă de incendiu, pompierii militari au stabilit că a fost vorba în acest caz despre un scurt circuit electric. Vă spuneam, este o cauză probabilă. Iar ca și pagube, au ars mobilierul și bunurile din 3 camere ale locuinței, iar acoperișul în totalitate. Am văzut că ați răspuns apelului făcut de primărița comunei Cuzavodă în urma incendiului, în care și-a pierdut viața un copil de 1 an și 8 luni. Ce ne puteți spune despre acest caz și cu ce puteți să-i ajutați? Într-adevăr, am răspuns pozitiv la acestui apel. Am văzut pe una din rețelele de socializare apelul făcut de doamna primar. Ce să spun, este impresionant, este ultra dureros o astfel de problemă. Este o tragedie. Și pentru că tot știm ce înseamnă să vină iarna și să fie frig și să n-ai nimic, am mai văzut astfel de cazuri, a trebuit să punem și noi umărul. Și vom dona paturile pentru cei 2 adulți și pentru fetiță, dulap de bucătărie, tot mobilierul necesar, un frigider, un aragaz, îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente pentru 4 luni de zile. Bine, alimentele vor fi date săptămânal, câte puțin, câte puțin, așa, ca să le ajungă să treacă de iarnă, asta și în funcție de donațiile pe care le vom mai primi. Și sper să conteze ajutorul ăsta. Astăzi am fost la Ceacu, am văzut și casa care a ars, am văzut și noua locuință. Ce să spun, oamenii s-au unit și au ajutat cât s-a putut de mult. Din ce ați văzut dumneavoastră la fața locului, de ce ar avea nevoie în acest moment? Ce ne mai lipsește nouă? Ne lipsesc lenjeriile de pat, că nu am deocamdată pătură, pilotă, pernă, chestii din astea. Ne ar trebui un șifonier pe care ne-l donează un domn profesor. Îl vom lua săptămâna viitoare. Avem televizor. Dacă, ce să zic, majoritatea le avem. Dacă sunt persoane care au posibilitatea și vor să facă donații în bani sau produse, pot veni la noi la Crucea Roșie și pot dona direct la noi sau în contul nostru pe care îl avem și pe site-ul Crucii Roșii și pe Facebook. Toate aceste produse care se vor cumpăra vor fi donate către familia respectivă. Eu acum fac un apel către oameni să doneze, nu numai pentru oamenii ăștia. Sunt așa de mulți amărâți, sunt așa de mulți săraci care au nevoie de ajutor.